2 echipamente medicale noi, singurele de acest fel în regiunea de vest a țării, au fost donate Spitalului de Copii lui Surcanu din Timișoara de către organizația Salvați Copiii, filiala Timișoara, cu sprijinul unei companii private. Este vorba despre o masă de operație pentru intervenții de chirurgie robotică și un aparat de monitorizare a gradului de analgezie la copii, echipamente cu care a fost dotată secția de chirurgie pediatrică. Valoarea aparaturii medicale se ridică la 36.000 de euro. Este o contribuție a firmei Aptiv, care a ajutat Salvați Copii în momentul în care secția de chirurgie, performanta secție de chirurgie a acestui spital, a început o inovatoare metodă de operație, respectiv chirurgia robotică, necesar legat de o masă de operație specială dedicată acestui tip de chirurgie, iar colegii din anestezie de un aparat de monitorizare a gradului de analgezie în cadrul intervențiilor chirurgicale. Este o mai bună supraveghere a copilului operat și este, desigur, o, să spun așa, creștere a calității vieții copiilor care au patologie chirurgicală și care pot beneficia prin diagnosticul lor de această performantă chirurgie robotică. Prin folosirea acestor echipamente, secția de chirurgie pediatrică a Spitalului lui Surcanu devine unică în țară și poate oferi alinarea pentru copiii dintr-un areal foarte larg, chiar și din țările învecinate. Organizația Salvați Copiii a reușit în acest an să doteze 38 de maternități din 32 de localități cu echipamente medicale de peste 720.000 de euro.